Iată că multe se conturează, să spun așa, și sunt adresate domnului profesor Măgureanu. L-aș întreba, în primul rând, în ce calitate a participat la procesul soților Ceaușescu și cine l-a chemat acolo? Da, am fost trimis ca martor, cam pe neașteptate pentru mine, pentru că până în dimineața de 25, deci încep cu întrebarea dumneavoastră, mi s-au pus și alte întrebări, la care voi răspunde foarte pe scurt. Numai în calitate de martor, deci ca persoană aflată, să spunem, pe banca celor care observau, fără niciun fel de implicare. Până în dimineața de 25, când m-am reîntors după o scurtă, să-i spunem, permisie la Ministerul Apărării, pentru a petrece seara de Crăciun cu o parte din familia mea, n-am auzit vreodată spunându-se ceva despre soarta dictatorului, decât că fusese, în după masa de 23 ne-a parvenit, seara din 23 ne-a parvenit că fusese prins în împrejurări pe care le știe toată țara. Deci la proces am fost ca martor. Ca să corelez cu cealaltă întrebare care mi s-a pus din Piața Operei, anume faptul că dacă am ceva pe conștiință, personal, ca să spun așa, dacă aș fi unul care umblă să se disculpe, aș spune, domnilor, n-am nicio implicare pentru că n-am dat vreun ordin și n-am determinat în vreun fel ce s-a întâmplat la Târgoviște. Vă spun însă, și o spun cu răspundere față de toți cei care ne ascultă, mă simt apăsat de acele evenimente, din niște motive care nu avem acum timpul să le derulăm. Între altele, de pildă, ridica o problemă ce destin politic poate să aibă un neam care la un interval de mai puțin de o jumătate de secol își trimite de două ori la plutonul de execuție șefii, conducătorii. Și, mă rog, eu aș fi dorit să vedem și... Cu privire la morți, domnilor, ar trebui în sfârșit, pentru că s-a pus această întrebare tot din Piața Revoluției, ar trebui să se publice încă o dată, pentru că există tabele nominale cu împrejurările morților, majorității morților care au rezultat inclusiv din confruntările de la Timișoara. Și ar trebui ca aceste lucruri, nu știu de ce, nu s-a pus punctul pe ei, să se facă odată publice toate acestea. Noi am dat datele de care dispuneam legat de acești morți și de împrejurările, mă rog, legat de autorii. Eu aș dori să-l întrebăm pe domnul Avramescu, să vedem cum era perceput atunci și acest moment, procesul de la Târgoviște și de presa străină. Păi eu, imediat eu ascult aproape 2 ore ce vorbiți, tot asta ce ați spus în seara asta, cât eu, ca ziarist, pot să îmi impun mereu să știe, permanent să știe. Ziariștii din străinătate, printre care am fost și eu, printre care am venit invitat primul în România, cu domnii mă cunosc foarte bine și cu cineva dintre voi, pot să vă spun că e scris, e spus. Tot să știe mai puțin, peste toată lumea, în toată țara voastră, în tot locul. Ce se știe? Se știe? Scenariul de la București făcut. Scenariul e făcut, întotdeauna scenariul undeva se face. Cum? Raportul lui Sergiu Nicolescu, raportul întotdeauna se undeva se știe. Nu-l acceptăm. Noi ne-am... Adică voi v-ați aflat. Ne dacă trebuie. Dacă au altă revoluție, o altă revoluție, care poate... Evenimentele de la București pot să fie judecate ca luptă pentru putere, dar nu oricum ca lovitură de stat. Mi-s de acord cu anumite lucruri. De uite, aici tot timpul se vorbește despre securitatea. Despre securitatea, se vorbește despre teroriști. Tot asta am făcut și eu. Și eu n-am găsit teroristul aici. Nu e, domnule, cu tine terorist. Am fost în noaptea aia, la opera, cu voi, când am căutat teroriști. Exact. Eu n-am aflat. Haideți să vedem să ne referim din nou. N-am aflat multe lucruri evenimente, pentru că... Dar le-am scris, le-am spus. Nu noi am spus că au fost teroriști. Bine, domnilor, eu propun atunci să trecem la un alt subiect. Informațiile care le-am primit eu, ca ziarist, care le-am trecut peste hotare, în lume, unde am mers peste centrul de televiziune, televiziunii Belgrad, am făcut evenimentele alea care le-am găsit. Am înțeles și cineva spunea că Revoluția de la Timișoara a costat statul român 40 de miliarde și asta pentru că au existat persoane care au intentat proces statului român sau Ministerului Apărării Naționale, au cerut daune morale și materiale și aici avem cazul Adrianei Palcău, care a obținut din partea MAPN-ului 23.000 de euro. L-aș întreba pe domnul Covaci cum a reușit, care a fost, eu știu, pledoaria pe care a susținut-o. De fapt, nu armata era cea care trebuia să stabilească ordinea. Așa este, numai că, vedeți dumneavoastră, în data de 24 decembrie 1989, toate forțele armate erau gestionate de către MAPN. Eu nu pot să afirm nici astăzi, după ce am studiat foarte multă documentație și am avut acces la documentele din dosarul penal al doamnei Adriana Palcău, că armata sau securitatea a tras. Dar noi am mers pe răspunderea situației de criză din 24. Pentru că în 24 decembrie MAPN-ul trebuia să controleze toate persoanele în armată care se aflau în stradă, toate persoanele care dețineau arme fără drept. Ori, atâta vreme cât în 24 decembrie doamna Palcău este împușcată cu un singur foc de armă, care au stabilit procurorii că provine dintr-o armă cu lunetă, nu știm cui aparținea acea armă cu lunetă, securității, miliției sau armatei, numai că gestiunea în deci acel moment se întâmpla la 2 zile după. În 24. 24. Că cineva avea sau nu avea interes ca acea situație de criză să continue și să fie răniți este cu totul altceva. Dar vorbim de un foc de arme, un singur foc. Doamna Palcău a fost împușcată în apartament, deci nu a fost o rafală, nu a fost un ricoșeu. Cineva a vrut să tragă. Și eu am ajuns la concluzia că, într-adevăr, a fost un profesionist, pentru că un novice nu putea să tragă cu asemenea precizie și un singur foc. Domnul, deci, din punctul meu de vedere, la acel, și repet, ca să închei, eu n-am vorbit toată emisiunea și mai să-mi dați voi să-mi închei minutul, eu vorbesc de gestionar. În momentul acela, gestiunea și cel care trebuia să-mi asigure mie și celorlalți oameni securitatea și integritatea fizică și corporală era MAPN-ul. Puteau să controleze sau să nu controleze. Mai există și alte procese, știu că sunt 4 procese. Eu vreau să vorbesc de cel pe care l-am instrumentat. Și cu asta aș dori să închei. Chiar apărătorii MAPN-ul la proces, și mă rog, eu aduc omagiul judecătorul Curții de Apel, că au avut curaj să dea această decizie, pentru că e decizie curajoasă. Sunt foarte multe decizii de respingere. Au susținut teza, pentru a crea această îndoială, că au fost și alte persoane decât aparținând MAPN-ului care ar fi tras. Și tocmai aceasta a fost riposta noastră. Chiar dacă ar fi fost, deși n-am putut să dovedim, chiar dacă ar fi fost alte persoane străine de MAPN, străine de națiunea română, cei care trebuia să-i controleze, cel care avea puterea în acel moment, dar administrau prin națiunea. Deci nu ne-am dus colaborat cu parchetul general. Noi am vrut să chemăm chiar și pe domnul general Voinia, însă foarte elegant, parchetul general ne-a, să spun așa, în limitele legalității, ni s-au pus la discuție actele din dosarul penal care o privesc pe doamna Palcău, pentru că noi n-am deschis un alt proces, și cel doar care o privea pe doamna Palcău. Eu sunt convins că sunt multe necunoscute, sunt convins că niciodată sau poate foarte târziu se va descoperi cel care a tras sau nu se va descoperi niciodată, dar cineva trebuie să răspundă pentru cei care au suferit în acea perioadă, cineva trebuie să își asume responsabilitatea, vorbesc ca instituție, pentru că persoană fizică este foarte dificil să faci o probațiune care să țină justiție.